faci acolo? Ai stat tu atât de cu minte până au venit mami. Neața, bun venit la ziua 13 din vlog. Este 10 și un sfert, chiar acum mă uit la ceas și ai de capul meu, nu-mi vine să cred ce repede a trecut dimineața asta. Și numai ce-am făcut, am mâncat, l-am îmbrăcat pe Alec, am avut parte și de un mic accident, așa că a trebuit să facem un fel de duș, păiță, mă rog. Da, acum mă voi pune să-mi fac o cafeluță și să, nu știu ce să fac, am destrâns pe aici prin bucătărie, că din nou am lăsat dezastru și este un pic dezordine, nu este mizerie. Să-i șterg și masa lui Alec, că încă n-am apucat. Și am scos și niște carne de porc să fac un fel de tochitură, de fapt fac o tochitură ca să fie mâncare pentru prânz și cam atâta în prima parte a zilei. După aia îl voi lăsa pe Alex să facă nani ca de obicei și eu să îmi termin treaba pe aici după cum v-am spus. Teoretic aș fi vrut să mergem la magazin, dar iarăși este după 10, până ne îmbrăcăm, până ne ducem, nu știu ce, nu vreau să îi stric rutina, așa că, nu știu, ori o să mergem mâine, ori o să-i zic lui Adi să intre până la magazin să cumpere ce am de cumpărat și da. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. 'Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. With Christmas lights, so you should come back home to me. And when you wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the mai târziu acum, în jur de ora 1 și Alec deja doarme. L-am pus pe la vreo 12 și ceva în pat și eu am stat un pic și am strâns jucăriile lui, că a fost un haos total. Și acum vreau să fac ceva de mâncare, să fie gata pe când se trezește, ca să nu mai stea să aștepte după mine până e gata mâncarea. Sper să fie dezghețată carnea și da, să mă apuc de treabă și cred că am să vă arăt și vouă
ce pași fac eu ca să fac o tochitură de porc. Dar oricum, o să mai vorbesc cu voi pe parcursul rețetei. Așa că haideți să vedem ce avem nevoie. Am să explic pe rând pașii ca să fie poate puțin mai ușor de urmărit. Asta este carnea pe care o voi folosi eu. Este un mușchiuleț de porc. Acum este încă puțin de tot înghețată, dar nu are nimica pentru că o voi pune la fiert oricum. Acum, de regulă, dacă fac un grătar sau ceva de genul, nu tai aceste pielițe, dar de regulă dacă fac o tochitură sau dacă o fierb, îmi place să iau pielițele astea că nu sunt foarte bune la... Nu știu, nu îmi place mie. După aceea voi tăia în cuburi și voi pune la fiert cu puțină apă. Atâta apă am pus peste carne, deci nu foarte mult, cât să treacă puțin apa peste carne ca să se gătească. Îmi doresc să scadă apa, după care pun un pic de ulei ca, pentru a se forma sosul și să se rumenească puțin. Dar acum voi adăuga și condimente. Acestea sunt condimentele pe care eu le voi adăuga acum, împreună cu puțin usturoi, dar voi adăuga mult mai mult după ce scade apa. Și acum, până fierbe carnea, eu mă voi ocupa puțin de o garnitură. În principiu, tochitura o servim cu garnitură de piure, gen piure de cartofi, dar la Alec nu prea îi place piureul de cartofi, așa că mă gândesc să fac fie cușcuș cu niște morcovi fierți pe lângă, fie cu niște orez. Încă nu știu exact ce am să fac, dar cred că voi face niște... cușcuș. Ce s-a întâmplat? Am pus și morcovii la fiert. Și aici este cușcușul care îl pun un pic la călit cu puțin, foarte puțin ulei, dar se poate sări și peste ulei. După aceea voi pune apă, las să fiarbă și gata, cam atâta. Cam atâta a fost tot meniul pentru prânzul din ziua aceasta. După cum puteți observa, este super rapid, super simplu, nu necesită foarte multe ingrediente. Majoritatea, de fapt, toate le-am avut în casă. Deci, nu știu, am zis că poate vă interesează și pe voi așa ceva super rapid de făcut, de mâncare pentru cele care sunteți în pană de idei și este și foarte gustos, nu este foarte nesănătos, deci este, da, din punctul meu de vedere este ceva super bun de mâncat și pentru copii. Aștept să fie toate alea gata, să se trezească Alec, să mâncăm și după aceea, nu știu ce să mai facem astăzi, dar ne auzim puțin mai târziu. Nu știu ce s-a întâmplat, dar Alec s-a trezit. Nici măcar n-a fost ora 2 și el deja s-a trezit. Ce faci, mama? Dar tu nu faci nani? Tu nu faci nani, mama? Ce s-a întâmplat de nu faci nani? Ce nu-i bine? Nu? Ce nu, mama? Ce nu-i bine, nani? Oare ce s-a întâmplat de nu faci nani? Ei, cine are ciorăpei cu Moș Crăciun? Dar nu se vede. Nu se vede!
Frumoșelul, mami, de ce n-ai făcut nani, mama? Vi brațe? Ai brațe, mama. Opa! Sper că nu te răcești cu mucișori și cu tuse și cu nu știu ce. Puc! Puc, 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 puc. Am trebuit să ieșim un pic astăzi afară, mama. După ce facem mâncare, după ce mâncăm, ieșim un pic afară, bine? Vezi, mami, face mâncare. Hai. Opa! Hai să vadă mami. Hai. Nu uite mult în de. Hai și dăm mânuța asta, mama. Super. Uite. Papa? Ia uite, mama. Asta trebuie mâncate toate împreună, ce zici tu? Oare să spună mami cărnița acolo? Ce zici? O spune mami cărnița aici? Uite așa. Opa. Ca să are și un pic de sos, mama. Uite așa. Ce zici? Nu? Nu-i bine? Nu-i bine, iubitule? Nu. Hai să vedem. Poftă bună, mama! Hai că vine și mami să mănânce cu tine, da? Mă primești lângă mine, lângă tine? Am realizat că nu am spălat perdele și geamul aici în cameră, așa că acum mă pun să fac chestia aia, că nu vreau să treacă anul nou și eu să nu termin geamurile de spălat. Așa că asta voi face acum. Și ce ai acolo? Iar ai găsit pufuleț, mama. Iar! Ai, ai, ai! Da, fix acum le-am spălat, așa că urmează să șterg geamul și să le pun sus. O să mai filmez pe aici, pe acolo, ce pot și da. Alex, ce faci acolo, mama? Uite-te la tine ce ai făcut. Iar m-am culcat târziu aseară și m-am trezit pe la... Am terminat cu geamurile. Le-am lăsat așa peste ca să pot să le usuc, ca să poate să se usuce, de fapt. Și mai trebuie să pun și draperiile. Și să mai continui, nu știu, aici în mare nu mă prafuie de șters, că geamurile, doar geamurile am uitat să le spăl și să le șterg și draperiile și perdeaua. Și ia uite, la ăsta micu trebuia să-i dau ceva ocupație ca să pot să fac și eu și uite-te la el ce face. Așa-i? De tine-i vorba, micuțule. Mm-hmm. Da, da, da. Este foarte târziu acum, 9 fără. Acum l-am pus pe Alec la nani. Nu, sunt foarte, foarte, foarte obosită pentru că am făcut curățenie peste tot, prin casă și a fost greu cu Alec că la început a fost ok, dar după aia a început să se sature și vroia peste tot și să nu știu, probabil n-am mai avut eu răbdare. Sunt în pijama, îmi pare rău pentru asta. Vroiam să închei vlogul de astăzi, acum, dar mi-am dat seama că nu mi-am mai deschis advent calendarul din ziua 9, ceea ce-i wow, astăzi este cât 13. Și am zis că să îl deschid repede pentru că era aici, pe birou, mă aștepta. Îmi pare rău pentru dezastru de pe biroul meu, dar aici se strâng de obicei toate lucrurile la care trebuie să le găsesc eu un loc. Deci aici e numărul 9,
cu asta avea aleg tot timpul treabă. O cremă de față din gama Moisture Surge, dacă bine am văzut, fără ochelari. Ok, numărul 10. Oare unde e numărul 10? Voi vedeți numărul 10? Uite la aici, numărul 10. Cu siguranță tot o cremă. Asta este o cremă de ochi. Nu știu dacă vedeți voi ceva acolo, dar eu sper că da. Numărul 11. Asta este crema aia preferată a mea pentru ten gras. Aba nu, este, scuze, seamănă foarte mult ambalajul și culorile. Este pentru mână și cuticule, din câte văd. Ok, 2, 11, numărul 2, numărul 12 e aici. Ce e acolo, nu știu ce e acolo. Ăsta este o mostră de rimel, mă rog, mascara. Și numărul 13, care este aici. Este ceva de spălat pe față, cum îi zice. Un fel de săpun. Abia aștept să le încerc, pentru că mie chiar îmi plac foarte mult. Ok, deci am rămas la 13. Da, cam atâta cu advent calendarul. Se pare că nu e pentru mine sau, probabil, nu am eu timp pentru el. Acum vreau să mă pun să editez, dar nu știu dacă o să-l termin pe tot. Sunt ruptă, mă doare spatele într-un hal și tot ce vreau e să nu mai fac nimic astăzi și să mă culc mai devreme și mă trezesc eventual mai repede ca să termin de editat și de postat clipul ăsta. Oricum, am să vă las acum, că deja nu mă pălăvrăgesc aiurea. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Ne vedem mâine pentru o nouă zi de Crăciun Vlog. V-am pupat! Pa! Feel it too.